Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună și în această seară, prăznuind într-un fel sau altul, inclusiv prin acest cadru, zic eu, adecvat unei astfel de serii, acoperământul Maicii Domnului. Suntem dinaintea praznicului sau după praznicul adormirii Maicii Domnului, în plină prăznuire a acoperământului. Sunt adormirea Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului și acoperământul Maicii Domnului se leagă între ele ca un pod de lumină care de fiecare dată ne aduce aminte că suntem fiii Maicii Domnului. Praznicul notează un moment important din 1 octombrie 911, asta apropo de cei care ne spun că n-are biserica tradiție, când într-o priveghere la Vlaherne, un cartier al Constantinopolului de altă dată, în vremea împăratului Leon Înțeleptul, care domnește între 886 și 911, când cetatea este asediată, Andrei cel Nebun o zărește pe Maica Domnului, venind și cu omoforul său cuprinzând și păstrând în protecție întreaga cetate, înconjurată de sfinți, înconjurată de apostoli, înconjurată de îngeri, Maica Domnului vine să-și protejeze cetatea. O spunem în contextul în care astăzi, la Istanbul, în repetate rânduri, lucrurile parcă scapă de sub control acesta al echilibrului între religios și duhovnicesc în ceea ce privește Constantinopolul de altă dată și Istanbulul de astăzi. Într-un fel sau altul, este praznicul tuturor mamelor care se așează sub acoperământul Maicii Domnului. De aceea mi-am îngăduit să venim să filmăm într-o florărie, că trebuie să spunem aceasta, în încercarea de a dărui câte un fir de lumină fiecarei mame care știe că se află sub acoperământul Maicii Domnului, fiecarei femei care știe că se află sub acoperământul Maicii Domnului. Suntem în praznicul acesta care, iată, de la 911 este prăznuit în fiecare zi de 1 octombrie. Zi după zi avem câte o praznic care ține biserica, iar din an în an, 1 octombrie, este marcat de acest moment în care Maica Domnului arată că îi pasă, că e alături de noi și nu doar atunci, ci în toate momentele grele ale istoriei personale și comunitare deopotrivă. Pe de altă parte, aș mai vrea să vă pun la inimă un gând. Între Andrei cel Nebun și ucenicul său, Epifanie, are loc următorul dialog. O vezi, frate, pe împărăteasa și doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume? Epifanie răspunde, o văd, părinte, și mă minunez. Cu alte cuvinte, e o zi a minunării, că Maica Domnului ne poartă de grijă, că se arată purtătoare de grijă, nu doar nouă ortodoxilor, ci întregii lumi. Strajnică, acoperitoare a păcatelor noastre și vindecătoare de patim, dar mai cu seamă strajnică rugătoare pentru noi. Cu alte cuvinte, de pe pământ la cer, dintr-o florărie către floarea cerească, o reverență mulțumindu-i Maicii Domnului că ne poartă de grijă.